mai pe larg și mai serios la aceste lucruri. Spuneai că cei de la sat se dezvoltă mai puțin bine, da? Care sunt motivele? Cu părere de rău, da. Înainte poate de a spune motivele, eu aș vrea să-ți dau câteva exemple care cred că vor fi interesante publicului și telespectatorilor. Este vorba de câteva date. Fiecare al doilea copil de 6-7 ani, practic o vârstă școlară, nu este pregătit pentru a începe școala. Și acest lucru a fost studiat în baza mai multor teste. Vreau să mă refer la o funcție foarte importantă sau o caracteristică, limbajul, vocabularul. Doar 30% din copii aveau un vocabular adecvat, adică erau pregătiți să înceapă școala, să înregistreze succese, să poată să-și comunice ideile și să socializeze cu semenii săi. O altă informație foarte interesantă ține de creativitatea. Creativitatea este un lucru foarte important, în special în zilele de astăzi, pentru a reuși în viață. Vreau să vă spun că există mai multe teste, dar testul care a fost aplicat în studiu, ce poți face cu un ziar? Iată, câte lucruri ai putea face cu un ziar? Foarte puțini copii au putut... Eu știam că e bun de răsturnat mămăligea peste el. Deci asta ar fi un lucru cu siguranță. Deci, la țară el se folosește mult mai multe feluri. În cazul în care sunt aceste ziare. Nu o să le spunem pe toate. Da, dar ceea ce am vrut să spun, că foarte puțini copii au numit patru căi în care ai putea folosi un ziar. Deci ceea ce este destul de puțin, doar 1 din 10 a putut spune. Iurica, hai să vorbim la modul serios. Chiar un copil de la 1 la 3 ani poate spune la ce folosește un ziar sau contează lucrul ăsta? Eu m-am referit la copii de 6-7 ani. Dar m-am referit, deși am prezentat datele pentru copii de 6-7 ani, vreau să spun că copiii la vârsta de 6-7 ani ajung să fie dezvoltați mai bine sau mai rău datorită acelor lucruri care li se întâmplă sau nu li se întâmplă în primii ani de viață. Primii ani de viață sunt cei mai importanți, primele luni, primii 3 ani de viață și... cauza, vorbim de cauză pentru că m-ai întrebat de ce este o astfel de situație, copiii noștri, copiii din Moldova sunt puțin stimulați, în special copiii de la sate, în special copiii din familii mai sărace. Și probabil că există o concepție greșită la noi că stimularea copiilor necesită mai multe resurse. Nu, nu este adevărat. În primul rând e nevoie de bani, bănuiesc, nu? Nu, nu este adevărat. Nu este nevoie de bani pentru a stimula copilul. Este vorba de acele simple lucruri care țin de discuții cu copilul, plimbatul cu copilul. Puteți pur și simplu comenta lucrurile pe care le faceți. Un copil pentru a fi stimulat are nevoie să audă, să vadă, să-și dezvolte senzațiile tactile, adică atingerea, să fie îmbrățișat și să fie iubit. Și există o concepție greșită iarăși aici. Viorica, îți propun o provocare. Echipa noastră de filmare a urmărit câțiva copii de vârsta de care pomeneai tu, de la 1 la 3 ani. Ochiul camerei de luat vedere a fixat niște lucruri și să revenim în forță în discuție. Hai să le vedem împreună și toată lumea.
peștișorul de aur. Poveste? Știi tu cu peștișorul de aur? Da. Dar eu nu știu. De ce? Viorica, iată un copil care va face 3 ani peste vreo lună, o lună și jumate, se miră că un matur nu știe o poveste. I-a mers copilului, da? Cred că i-a mers foarte mult pentru că, de fapt, foarte puțini copii din Moldova, în special de la sate, au acest lux de a asculta o poveste, deși n-ar fi un lux. Vreau să vă spun că doar fiecare al patrulea părinte îi citește copilului său o poveste de seară. Dar cei de la cauzele principale de ce ei nu fac, în 58% din familie nu există nicio carte pentru copii. Situația mult mai gravă fiind în localitățile rurale și în familiile mai sărace. În cele sărace, 80% din familii sărace nu există nicio carte pentru copil. Fiecare al 10-a familie nu are nicio jucărie și părinții nu se joacă cu copiii săi. Îmi pare rău, dar nu intervine din nou problema banilor? Acești părinți sunt în căutarea unei bucăți de pâine. La țară știu că este foarte important acest lucru și atunci nu cumpără o... E adevărat, dar nu e nevoie să se cheltuiască mulți bani pentru jucării. Orice obiect din gospodărie, desigur să nu fie periculos, poate deveni o jucărie pentru copil. La bucătărie se pot folosi cratițele, lingurile, atunci când mama gătește într-un loc sigur, copilul poate să se joace. Buteliile de plastic pot deveni o jucărie foarte bună dacă îi puneți ceva... Dacă adaugi puțină imaginație. Exact, acolo. Exact. Și imaginația, de fapt, a fost un lucru pe care... Și aici mi-amintesc un spectacol genial, din punctul meu de vedere, care s-a jucat la Chișinău de către o actriță din Moscova, din teatru... Mătișii, era vorba de Natalia Cotlearova, care a făcut cenușăreasa din flacoane de baie, extraordinar jucat. Deci, exact, astea sunt lucrurile pe care noi trebuie să le stimulăm în copiii noștri și transformând în jucării acele simple obiecte din gospodărie sau din casa noastră. Haideți să vedem ce spune un psihopedagog. Haideți să lărgim marea discuție. Îl invit în studioul emisiunii Bună Seara pe domnul Ion Negură, Universitatea Pedagogică Ion Creangă. Bună seara! Bună seara, Mita! Bună seara! Sper că auziți discuțiile din culise. Vă pregătiți să ieșiți în emisie. Sunteți de acord cu ce spune doamna Berdaga sau doamna Berdaga mai exagerează puțin? Nu cred să exagereze. Doamna Berdega a vorbit în baza unor date primite în urma unui studiu și un studiu foarte bine gândit și bine realizat. S-ar putea de discutat referitor la modul în care trebuie interpretate și ce trebuie de făcut. Haideți să luăm loc și să discutăm. Pe unde străpă aici? Pe unde vreți. Este o libertate... Mulțumesc! Haideți să discutăm. La ce am putea discuta... Ar fi bine ca să punem accentul pe ce trebuie de făcut și mai puțin să ne căienăm, mai puțin să plângem că suntem săraci, că nu avem bani și așa mai departe. Să vedem ce e de făcut având ceea ce avem. De exemplu, lucrul care aici l-a spus Viorica, că părinții comunică foarte puțin cu copiilor. Deci, e vorba nu numai că e un deficit de bani, că nu ajung multe și așa mai departe, în sfârșit constatăm că e deficit și de comunicare. Ei, se știe foarte bine că impactul comunicării asupra dezvoltării copiilor, asupra dezvoltării personalităților este foarte mare și atunci un plus de timp și de energie investit în comunicarea cu copilul ar da foarte mult. Eu cred că părinții n-ar trebui să se zgârcească în această... Haideți să vorbim ca între bărbați, să nu ne audă doamna Berdaga și nimeni. Chiar credeți dumneavoastră... Să încercăm. Chiar credeți dumneavoastră că copiii de la 1 la 3 ani înțeleg? Eu înțeleg că noi aruncăm un grăunte din care trebuie să crească ceva. Dar știu mulți părinți care zic... Să-l mai las cât e mic, când o să aibă 3-4 ani și se va plimba prin casă, nu o să am timpul ăsta, nu o să am posibilitatea să ies. Mircea, copiii înțeleg și am citit un studiu
privind dezvoltarea lor prenatală și am înțeles că ei sunt capabili încă în această perioadă să comunice cu mama lor. Evident, printr-un cod foarte și foarte misterios, dar comunică. Evident că posibilitățile copilor de a înțelege și de a comunica sunt enorme. Pur și simplu noi nu le cunoaștem și părinții nu le cunosc și nu-și elaborează ei înșiși niște modalități de a comunica eficient copiilor. Eu mă gândesc că ceea ce s-a făcut și rezultatele care au ținut constituie un mesaj așa destul de clar spus ca părinții să înțeleagă situația, seriozitatea acestei situații și să-și schimbe comportamentul. Pentru că în eventualitatea că lasă pe altă dată, acum nu înțeleg, mai lăsăm și așa mai departe, vârsta aceasta este foarte responsabilă pentru bunul mers al copilului la școală și așa mai departe. Dar dumneavoastră credeți că copiii noștri se deosebesc de copiii din străinătate? Factorul național ar exista sau nu? Există. Nu e atâta factorul național. Da. Cât, eu știu, condițiile și modul în care noi tratăm copiii și stilul de relații cu copiii. Moldovenii au, sunt mai așa, sunt mai interiorizați. Mai puțin. Da, da, da. Aveți microfoane libere toată lumea. Te rog chiar. Da, e voie. După părerea mea, copiii noștri, când se nasc, de la 0 minute, din start, nu au nicio diferență cu copiii cei născuți în străinătate. Dar cu o mare părere de rău, marea deosebire dintre copiii noștri și copiii străini începe din momentul de când pornesc în viață. Și aș vrea să mai adaug la cele spuse de doamnă și de domnul profesor. După părerea mea, iarăși mai spun, educația copiilor nu constă doar în citirea poeziilor și cântecul de leagăn, dar prin comunicare, cum a mai spus doamna. Și din moment de când se naște copilul, trebuie să-l tratezi ca pe un om matur, să-l privești în ochi și așa cum ai întrebat tu pe soțul tău, pe o prietenă, pe mama ta, pe tatăl tău, ce te doare sau ce vrei să-mi spui, tot așa trebuie să-l întrebi și pe copilul tău din prima clipă de când se naște. Și atunci poate multe probleme. E frumos spus, dar argumentul științific există aici sau nu? Există. Copilului place să discute și să fie tratat ca și cel adult. Mircea, cred că ai avut și tu asemenea situație. Atunci când discuți cu copilul și îl ia în serios, așa, el acceptă și avem parte de o foarte bună și foarte productivă comunicare. Evident, cu influența asupra dezvoltării lui. Aș vrea să mai adaug, să mă întorc la întrebarea ta și să spun că o singură diferență între copiii moldoveni și copiii din altă parte sunt părinții, de fapt. Și sunt practicile pe care ei le aplică față de acești copii, pentru că toți copiii la naștere au același potențial. Deci noi am putea modela, copilul poate deveni orice din momentul nașterii, absolut orice. Capacitățile sunt nemărginite. Și, de fapt, părinții noștri moldoveni sunt niște părinți foarte iubitori și ca o națiune și foarte toleranți și foarte buni, doar că unele concepții greșite împiedică să-și manifeste această dragoste față de copil, să-i trateze ca pe niște persoane care înțeleg lucrurile și cu care poți vorbi de la egal la egal. Eu știam că educația la Moldovenia este două palme la fund și ungherul. Nu este. Nu e adevărat. Nu este adevărat. Nu. Nu ai dreptate. Nu ai dreptate. Am întâlnit foarte multe familii de la țară, din sate, cu o psihologie și o filozofie foarte adâncă înnăscută, ceea ce privește educația copiilor. Ceea ce parcă te-ar mira, dar e adevărat. Haideți să aflăm chiar acum de la un străin cum se întâmplă lucrurile la noi. O invit în platou emisiunii Bună Seara pe Case Lowenders, expert în probleme de dezvoltare timpurie a copilului. Statele Unite, New York. Hello. I am sorry I don't speak English. Let's go. Haideți și imediat o să puneți o cască la ureche. Rog frumos să folosiți această cască pentru a ne înțelege.
și să discutăm cum se întâmplă lucrurile la dumneavoastră, dacă vreți să ne spuneți cum e în America cu educația copiilor. Copiilor? Vreau să spun că este important eu încerc scuze, se vorbește încet, să vorbească mai tare. Da, imediat se va vorbi mai tare un microfon și se va auzi mai tare. Să înțeleg eu că bluza unei americance e mai complicată decât bluza unei moldovence? Vă rog. Vă rog să continuați pentru că acum vă auziți tare. Yes, I'll repeat what it was. Mă voi repeta. To say that in the United States where în Statele Unite there's a tremendous emphasis on trying to understand better and come up with more înțelegerea. Techniques. For understanding and rearing children. Ce este de făcut cu copiii în educația copiilor? But I think we've those of us who have spent our lives devoted dar to finding ways to work with children. Dar cred că cei din noi care au petrecut o viață pentru a vedea some very interesting am obținut coming from niște rezultate foarte interesante venite de la savanți despre importanța dezvoltării creierului în primii 5 ani de viață. We have been because of some of the new technologies pentru că that we have found that unele tehnologii we're able to get a clearer picture au permis formarea unui tablou clar despre consecutivitatea dezvoltării creierului. And we now know that the first 5 years are the most important time că în primii 5 ani de viață este vorba de conexiunile care se formează în creier. It has shown us that the early experiences contribute significantly to the structure of the brain experiența and its capacity. Obținută în primii ani de viață ajută and copilul we can see here să formeze conexiunile logice și corecte. So excited about looking at the books. El este foarte emoționat. The brain and the child begins to learn. Creierul copilului începe să învețe. Depends upon the quality, the și aceasta depinde the de calitatea, cantitatea, consistența acestor activități ce vor determina dezvoltarea lui de mai departe. Am să vă întreb și eu dacă conexiunile moldovenilor, copiilor moldoveni, sunt egale cu conexiunile copiilor din Statele Unite. Din ce ați reușit să urmăriți aici, să vedeți aici, în Moldova? Well, the brain cells are the same. Sigur că firește creierul este același. Este știut universal de ce are nevoie un copil. Orice țară n-ar fi, ori Bangladesh, ori altă țară. Copilul are nevoie de o reacție emoțională. That's one of the most important asta una este din cele mai importante lucruri. But the child learns basic elements of trust. Copilul învață and autonomy, sensitivity from a consistent caregiving environment. De la mediu. Ok, îmi cer scuze, avem un telefon pe fir și revenim la discuție poate într-un format mai largit. Alo, bună seara. Bună seara. Bună seara, spuneți. Bună seara, domnule Mircea, cu dragă inimă vreau să spun și studioului și dumneavoastră că rămânem totuși a fi așa cum suntem, țărani, dar cu sânge curat, cum spunea Rebreanul. Și nu înțeleg de ce cineva trebuie să ne învețe din America, de nu știu unde, dar să nu ne învețe pe noi, cei care este neamul nostru, cei care sunt pilonii noștri, pentru că fiecare învață din neam. De ce noi am învățat de la părinți a coace pâine, a ne purta frumos, a respecta tradițiile, domnul Mircea, dacă dăm cortina politicii la o parte, atunci evident că rămâne o durere atât de mare pe această națiune care vrând nevrând este manevrată de cineva, vrând nevrând este învățată, speculată, vândută până unde și până când. Vă spun sincer, am copii și mă doare sufletul. Tradițiile noastre s-au scurs, au rămas doar foarte puține. Dați voi, oameni buni, să le păstrăm, să le tolerăm,
să le lăsăm așa cum sunt ele, de altfel ne pierdem nu numai limba, neamul, este ne adevărat, totul. Este adevărat, nu fiți chiar atât de pesimistă în seara asta. De ce pe o structură națională nu am luat și o altă experiență din afară, nu înțeleg? Vedeți dumneavoastră că vine experiența care de fapt domină statul. Astăzi America domină lumea, așa cum a dominat odată și Rusia această lume. Și vrând nevrând, cu păreri de rău, vin în învățăminte nu atât de bune. De acolo, de dincolo. Nu vă supărați că eu spun acest lucru, dar prin vocea mea spune foarte multă lume același lucru. De ce noi trebuie să murdărim sângele acestei națiuni, având noi pedagogi buni, având noi psihologi buni, având noi literatori buni, având noi literatură? Doamnă, nu uitați că altă dată, anume în America, au plecat cele mai lucide minți și a neamului nostru și a populației ex-sovietice. Și nu numai din partea asta ex-sovietică, dar și din Franța, da, și din Anglia. Adică, și dacă putem schimba într-adevăr experiență și dacă vin cu lucruri frumoase să ne învețe, de ce nu? Păstrându-ne și tradițiile, de ce să nu luăm ceva frumos și deștept din altă parte? Eu chiar n-aș vrea să ajungem într-un... Vă rog frumos, ultimul cuvânt care am au spune, de ce lumea vine traumată de peste hotare? De ce lumea nu se poate restabili după ce vine? Nu după bani, nu după averea celor care sunt acolo. Vine lumea și nu se mai poate oameni pune acomodare. Bun, este cu totul o altă temă a emisiunii. Vă mulțumesc frumos că ați intervenit. Haideți, doamnă, vă fac eu o plăcere acum și invit în studioul emisiunii Bună Seara pe un moldovean pur sânge. Primar de Vasil Căura, Ionul Soroca, Grigore Ciobanu. Bună seara. Am zis eu bine, un talpa țării, nu? Da. Talpa țării. Cum de era cu... Soroca la dumneavoastră, domnule? La noi e bine, suntem la margine de țară. Noi am fost aceia care, adică strămoșii noștri au apărat țara aceasta. Văzălcovenii erau călărași pe malul Nistrului, pe frontier. Și apărat tradiția sat... de care vorbea doamna. Nu sunt de acord cu doamna. Haideți să luăm loc. Da, unde vi s-a repartizat locul? Cum se întâmplă la țară? Spuneți-mi, ați auzit-o și pe Viorica, toată lumea a vorbit, copiii de la țară parcă ar porni dintr-o poziție cu un pas în urmă totuși de cei de la oraș, sigur... Computerul, sigur, poate părinții mai puțin stresați sau cu mai mulți bani, la dumneavoastră cum e? Nu știu, eu aș spune că, repet cuvintele lui Blaga, că veșnicia vine de la sat și astăzi, nu numai că a venit. Eu știu că veșnicia s-a născut la sat. S-a născut, desigur, și ea vine. Eu vreau să spun că ea continuă să vină de la sat. Cum ar fi în Moldova, 59% sunt sătencie. Ce se face la noi? Nu mai suntem noi chiar așa lăsați de lume și nu mai știu copiii noștri nimic ce se face în lume. Avem și noi un centru de computatoare unde vin și navighează prin internet. Avem, în privința copiilor, eu să vă spun... Ce-am făcut, iată, este aici directorul grădiniței de copii, printre altele să vă spunem că situația cât de grea n-a fost la noi în țară, așa, noi n-am închis grădinițele, ele au funcționat totdeauna, din 128 de copii la vârsta 3, 6 ani, toți se vrează că frecventează. Vreau să spun că pentru cum să vă spun eu așa? Eu să vă adresez o întrebare. Da. S-ar putea să nu aveți o statistică, dar știți cumva cam câți copii în satul dumneavoastră aveți de la 1 la 3 ani? Asta la vreo 120 așa. De la 1 la 3? De la 0, de la 0 la 3. De la 0 la 3, da. Da. Un an l-am uitat eu. Mai puneți pe cei care sunt în faza prenatală? Eu vreau să spun ce am făcut pentru aceștia. Vă zic, e chestia ce am făcut noi. Nu primarul în persoană. Da. Sigur, nu sunteți de unul singur, aveți, la dumneavoastră se unesc lucrurile acolo. Numai decât noi, știți, eu aș vrea să spun o poveste scurtă. Spune, au venit trei drumieți la un gospodar, bat în poartă, zice să-i primească. Și atunci gospodarul zice, spune-le să intre, dar ei spun, noi suntem trei, pe cine chemați anume? Pe unul îl cheamă dragoste, pe altul îl cheamă noroc, pe altul îl cheamă bogăție.
Și bărbatul, stăpânul vroia pe bogății să cheme și mai departe. Până au reușit tot și a zis, hai să intri dragoste. Când zice, cheamă dragoste și au intrat toți trei. Și zice, de ce sunt intrat toți trei? Unii dragoste acolo este tot. Și bogăție, și noroc, și absolut tot. Deci dacă noi... Dacă avem dragoste față de copii, numai decât când să reușim toate că avem lipsă de finanțe și mai departe. Am implementat în 2003 un proiect, l-am câștigat de la Corpul Păcii, azi ca și noi am pus partea noastră, pentru 50 de mame și viitoare mame, vreți că le-am ales din sat, așa, și care să le învățăm cum se conceapă copilul, și cu tații am intrat în program. Și, da, foarte corect, noi așa am făcut. Ați avut și un training cumva? Nu mai... Da, noi invitați specialiști, și de la Chișinău, și de la Soroca. Toate aceste 50 de mame, vreau zic că viitoare mame, au fost să făcut o investigație medicală, vreau zic că să vedem dacă nu dispune vă boală, ca să fie tratate mai departe. Și cine a mirat pe noi? Un lucru. Că de la început gândeam că nu o să vină nimeni, adică greu să-i adunăm acești 50 de oameni. Dar în sala aceea totdeauna erau 70, 60, absolut, veneau și alții care noi nu i-am invitat. Trebuie să înțeleg o contraziție în cazul dat pe Viorica Beadaga, care spunea că, virgulă, copiii de la țară pornesc totuși, au un mic handicap în... N-am spus eu că am un mic handicap. Am spus studiile voastre au demonstrat, de fapt, că... Că ei se dezvoltă mai încet, dar datorită experiențelor pe care le au. Satul Vasilcău este o excepție fericită pentru copii, pentru că la ei... Nu, dumneavoastră are cei corect dreptate, fiindcă scurgerea aceasta de intelect la oraș există și cei mai dezvoltați de regulă, cei majoritatea se stopează în Chișinău, în oraș, hai să spunem, mai puțin rămân la sat și e clar că este o... Dar noi ne storiem din tot ce putem ca să-i dezvoltăm, să-i aducem la nivelul care respectă. Haideți să vedem iarăși ceva de pe video. Câțiva copii de la oraș, ne cerem scuze la Vasilcău, nu am reușit să ajungem, dar trebuie să înțeleg eu că trebuie să ajungem și acolo. Știm, noi vă așteptăm. Și să încercăm într-o discuție deja comună să vedem dacă lucrurile stau așa cum stau la noi pe video, pentru că acolo vor fi scrise și ceva probleme. Rog materialul. Asta? Roșie. Da, asta? Albastră. Bravo, da, asta? Galbenă. Bravo, și asta? Asta ce culoare pe șur? Violetă. Asta e violetă și asta e roșie. Bun, și acum.